Boala frunzelor de ferigă la tomate este provocată de virusul mozaicului castraveților. Acest virus se transmite cu ajutorul afidelor care înțeapă frunza. Frunzele plantelor atacate devin filiforme prin reducerea suprafeței, căpătând aspectul de ferigă, boala fiind cunoscută sub numele de boala frunzelor de ferigă la tomate. De asemenea, pe marginea frunzelor sau în apropierea nervurilor apar pete gălbui cu aspect mozaicat. Producția acestor plante este mult diminuată sau chiar pierdută. Există mai multe tulpini ale virusului care pot manifesta și prin alte simptome, lungi necrotice pe nervurile frunzelor și pe tulpini, pătarea fructelor, iar în cazuri mai grave, prin distrugerea și necrozarea întregii plante. Plantele atacate ar trebui îndepărtate pentru a se evita infectarea celorlalte plante. Plantele de tomate trebuie verificate, deoarece există afide care răspândesc boala. Și va trebui folosit un insecticid pentru eliminarea acestora. Eu am folosit un insecticid pe bază de alcool și săpun și apă și suplimentar, dacă există mici simptome la celelalte plante, va trebui să folosiți un fungicid.